Ne-am întors din publicitate, între două nu te plouă, dar nici bine nu ție se. Dacă săptămâna trecută am văzut-o pe Iulia Vântor alături de un alt indian, ei bine, acum Salman Khan a fost surprins de fosta iubită Katrina. Cum a reacționat românca, vedem chiar acum. Salman Khan a fost invitat la un eveniment caritabil ce a avut loc în New York, iar pe scenă a fost prezentă și Katrina Kaif, femeia cu care actorul s-a iubit vreme de 7 ani. Ei bine, nici Iulia Vântur nu a putut sta deoparte. Deși românca și Salman și-au rezervat zboruri diferite, fosta prezentatoare TV nu numai că a luat parte la eveniment, dar a și urcat pe scenă și a cântat. Românca a îmbrăcat o costumație tradițională, aurie, dar strălucirea parcă i-a pălit atunci când l-a auzit pe Salman Khan cântându-i la mulți ani foste iubite. So the best thing about wishing somebody happy birthday is this. Happy birthday. Nu este prima dată când Iulia Vântur dă nas în nas cu frumoasa Katrina Kaif, cea pe care presa a numit-o rivala ei. Îmbrăcată într-o rochie roșie foarte sexy, Katrina a fost emoționată să-l revadă pe bărbatul cu care s-a iubit vreme de 7 ani. The best thing about wishing somebody happy birthday is this. Happy birthday. Și-a tot plimbat mâinile prin păr, iar la o privire mai atentă, analizând gesturile sale, chiar ai putea crede că aceasta încă mai are sentimente pentru starul bollywoodian.